Hei, salut lume! Sunt în pustietate oarecum, însă nu asta e important. Important e că voi vorbi despre regimul în diabetul zaharat. Și mă refer aici în diabetul zaharat de tip 2. Ca să nu mai alungim vorba, hai să spunem ce este diabetul zaharat. Se datorează deficitului total sau funcțional al insulinei, celebrul hormon al pancreas. Și este diabetul zaharat insulinodependent de tip 1, care apare la vârste sub 40 de ani. Și cel non-insulinodependent, care apare la persoane cu vârste peste 40 de ani. Deci noi ne referim la diabetul zaharat de tip 2, cel non-insulinodependent, cei care au diabetice antidiabetice orale. Ok, acum să vorbim despre principiile regimului alimentar pentru diabet zaharat. Repede, să nu lungim clipul. Ok, proteine, lipide, indice. Alimente în dieta diabeticului se împart în 3 clase. Alimente permise care se pot consuma numai după cântărire și alimente interzise. Acum vorbim despre alimentele permise care se pot consuma fără restricție. Carne, derivate din carne, pește, conserve de carne și pește, brânzeturi, unt, smântână, ouă, ulei, legume și fructe cu 5% glucide. Întrebare, care sunt fructele cu 5% glucide? Păi aflăm acum. Ok, alimente cu 5% glucide. Fructe, fragi, pepene verde, coacăze, grefuit, portocale, afine, mandarine, lămâi. Legume, spanac, salată verde, andive, ardei grași, varză, păpădie. Sparanghel. Bun, poți să faci ciorbă de sparanghel. Sparanghel, glumesc acum. Ștevie, conopidă, bame, dovleci, vinete, roșii, castraveți, ciuperci, fasole verde și altele. Acum, deci am spus alea permise, da? Că poți să bagi în tine ca spartul. Nu glumesc, trebuie să fii normal ponderat, nu bagi niciodată ca spartul. Alimente permise care se pot consuma numai după cântărire. Cartofi, amidon, pâine, paste făinoase, lapte, brânză de vaș, legume și fructe cu mai mult de 5% glucide, iaurt, etc. Adică, ne referim la cele care au alimente, care sunt alimentele cu 20% glucide. Fructe, struguri, banane, pere, prune. Nu. Deci astea cu 20% nu. Hai să ne referim la cele cu 15% glucide. Fructe, cireșe, caise, mere. Deci după cântărire. Alimente cu 10% glucide. Fructe, mere, renet, căpșuni, mureț, meură, vișine, nuci, piersici, alune. Legume, morcov, țelină, ceapă, sfeclă, praz, mazăre verde, varză de Bruxelles. Mămăligă. Deci astea sunt alimentele permise, dar doar după cântărire. Primele au fost alimentele permise, doar să fii normoponderal. Că trebuie să fii și normoponderal dacă ai diabet zaharat de tip 2. În general trebuie să fii normoponderal și am un clip în care arăt ce greutate trebuie să ai în funcție de înălțime și sex. Alimente interzise. Fructele uscate, stafide, curmale, smochine, zahăr și derivate din zahăr, prăjituri, înghețată, must, must, să nu bei must, sirop, castane, vin dulce, bere, etc. Da, cam nașpa. Se poate folosi mierea ca îndulcitor pentru ceai sau cafea, dar nu mai mult de 2-3 lingurițe pe zi. Și se scoate o felie de pâine din alimentație, eventual unei lingurițe de miere. O linguriță de miere înseamnă o felie de pâine. Acum, repartizarea meselor la diabetici. Pacientul cu diabet zaharat de tip 2 va lua 5-6 mese pe zi. Deci am arătat două, dacă am zis 5-6. Nu știu. Bun. Pacientul care face insulină normală va repartiza cantitatea cea mai mare de glucide, da, logic, la mesele care se administrează insulina și în cantitate mai mică la celelalte. De ce? Păi când îți bagi insulina, există riscul să ai hipoglicemie și atunci consum mesele care sunt pe bază de glucide, dar nu în cantitate prea mare. Dar voi deja știți când un diabetic va avea leșin, voi știți după semnul Babinski ce fel de leșin are, hipoglicemic sau hiperglicemic. Am un clip cu semnul Babinski. Îl găsiți pe canal, pe Dan Mihai. Dacă insulina administrată este lentă, perioada dintre mese este de maximum 3 ore. Deci, și asta e logic.
cu mic dejun la devreme și cină cât mai târziu. De ce? Ca pe timpul somnului să nu ai glicemia mică și să nu leșini, să te trezești că nu te mai trezești. Ok, acum o echivalență ale glucidelor din alimente. 250 de grame de iaurt egal 250 de grame de lapte egal cu 20 de grame de pâine egal cu 100 de grame de fructe cu 10% glucide egal cu 100 de grame paste făinoase fierte egal cu 200 de grame fasole verde egal cu 80 de grame mămăligă egal cu 50-60 de grame cartofi fierți și 100 de grame mazăre verde. Cam atât am avut de spus în clipul ăsta. Bine, caracteristica ale regimului normocaloric, hipoglucidic, normolipidic, hiperprotidic. Cam atât am avut de spus în clipul ăsta. Vă doresc poftă mare și aveți grijă să nu deveniți diabetici. Faceți sport și nu mâncați dulciuri ca disperații. O zi bună!